Salut prieteni, sunt Angel și astăzi vom vorbi despre ce s-a mai întâmplat în lumea fitness-ului și a culturismului. Avem nevoie de o cafea și haideți să începem. În primul rând începem cu o mică ceartă între doi culturiști importanți și anume Dexter Jackson și Jeremy Buendia. Dexter Jackson este practic un veteran în lumea culturismului, concurează de 25-27 de ani, ceva de genul acesta. Deci este cel mai constant și cel mai longeviv culturist care se păstrează la un anumit nivel, adică tot timpul este în top 5 Mr. Olympia, cu toate că ajunge la 50 de ani. Jeremy Buendia este de câțiva ani Mr. Olympia la Men's Physique și practic cearta era despre care categorie din culturist este mai importantă. Adică Jeremy Buendia evident spunea, nu, Men's Physique-ul este foarte important pentru că a reînviat sportul, culturismul era pe moarte. Dexter Jackson spune că culturismul nu a fost niciodată pe moarte și așa mai departe, că ei aduc cei mai mulți bani, ei au cele mai mari premii și așa mai departe. Acum, dacă este să analizăm atât categoria de Men's Physique cât și categoria de Classic Physique, au fost o îmbunătățire pentru lumea culturismului pentru că au fost o diversificare. Gândiți-vă că nu toți apreciază un culturist care are 130 sau 140 de kilograme definit, pentru că este ceva de genul prea mare. Am mai văzut chiar și în comentarii la videourile mele când vorbim despre chestia asta, sunt deformați, sunt ca niște mutanți și chestii de genul ăsta. Și pentru oamenii obișnuiți așa este, este o diferență foarte mare între un om obișnuit și între un culturist. Este mult mai ușor să relatezi, să te asociezi, să zicem, sau să visezi, mă rog, la un corp, cum este cel al unui personaj din Men's Physique, de exemplu, și poți să admiri pe cineva din Classic Physique pentru că are un corp bine proporționat. Tocmai de asta cred că a fost o mișcare bună din partea IFBB să pună aceste două categorii. Acum nu știu dacă se poate determina care este cea mai importantă, dar nu cred că are rost. Trecem la un articol făcut pe Science Daily care vorbește despre intermittent fasting ca și metodă bună de slăbit în cazul obezității. Și a fost un studiu mic făcut pe 23 de persoane care s-au oferit voluntari, aveau în jur de 45 de ani și erau obezi. Și practic și-au creat o fereastră între 10 și 6, deci au mers pe varianta 16:8 la intermittent fasting, începând de la ora 10 dimineața până la 6 seara. Și rezultatele au fost în 12 săptămâni, persoanele au scăzut aproximativ 3% din greutatea lor și s-au îmbunătățit câțiva indici, cum ar fi tensiunea arterială, colesterolul și așa mai departe. Deci pur și simplu nu le-au dat niciun fel de recomandare, adică doar mâncați ce vreți voi să mâncați între 10 și 6. Asta a fost interesant. Și s-a dovedit cumva, pentru că le-au făcut o analiză a ce mâncau înainte și ce au mâncat după, au mâncat undeva cam cu 350-400 de calorii mai puțin în fiecare zi și practic și-au creat singuri un deficit. Acum, acest lucru se aplică în cazul persoanelor în care consumă gustări pe tot parcursul zilei. Abia am făcut un video despre gustări și exact despre chestia asta vorbeam. Gustările adună foarte multe calorii. Dacă tu începi să iei gustări de la 8 dimineața până la 10 seara, automat vei avea mai multe calorii decât dacă ai luat gustări de la 10 dimineața până la 6 seara. Deci îți mai taie vreo două gustări, să spun așa. Și după cum spuneam, rezultatele au fost 3% în minus din greutate. Să spunem 3% este destul de puțin în 3 luni. 3% înseamnă dacă ai 100 de kilograme, sunt 3 kilograme. Asta ar însemna 1 kilogram pe lună. În opinia mea, acest lucru dovedește încă o dată că intermittent fasting-ul fără altă tehnică de slăbit, să spun așa, fără calculul caloriilor sau fără o dietă anume cum este dieta ketogenică, nu face mare lucru. Adică da, poate îți mai taie puțin din calorii, dar în rest nu face mare lucru, are diverse beneficii asupra sănătății, cu siguranță. Când vine vorba de slăbit, nu face absolut nimic în plus. Tot controlul caloriilor și tot creșterea activității ar fi cheia. Problema este, chiar stăteam și mă gândeam zilele astea, cum ai putea face încât să fie cât mai comod pentru oameni sau cât mai la îndemână aceste sfaturi sau aceste exerciții, sau pentru că oamenii au diverse scuze, nu știu cum să mă antrenez.
Asta nu este chiar o scuză reală pentru că sunt atâtea exerciții pentru YouTube. Deci cel puțin în România, pe canalul meu găsiți o grămadă de exerciții, iar pe partea de fete, pe canalul lui Alexu, la Alexu Fitness, găsiți la fel o grămadă de exerciții. Și apropo, legat de asta, ca o paranteză, reîncepem postările pe canalul de fete pentru că am făcut o mică pauză, Alexandra a terminat facultatea și a fost în perioada de sesiune și a dat licența. Am deschis sala și a fost foarte ocupată pe partea de fete aici, că este antrenoare la sală și nu a mai avut timp să se ocupe de partea asta de YouTube, dar revenim. Deci, pe partea de exerciții ai, pe partea de nutriție la fel. Sunt diverse sfaturi, diverse videouri făcute de mine, de alții, diverse programe, deci găsești. Plus că eu cred în adâncul sufletului, toată lumea știe ce ar trebui să mănânce, adică bun. Să zicem, sunt unele particularități pe care nu le știi pentru că nu ai de unde sau nu te-ai interesat până acum, dar în linii mari, cam toată lumea știe ce înseamnă să mănânci sănătos. Adică, practic, legume neprocesat, niște carne slabă și cam aia este. Da, bun, dacă vrei să intri în anumite diete, anumiți macronutrienți, nu e niciun fel de problemă. Este puțin mai complicat, să spunem, dar la bază, dacă vei mânca niște piept de pui sau niște pește sau niște vită slabă sau niște curcan cu ceva legume verzi, fie că sunt la grătar, fie că sunt sub formă de salată și cu un carbohidrat complex, să spunem, nu știu, niște fasole sau niște orez brun sau ceva de genul ăsta într-o cantitate mică, să spunem 150 de grame de orez brun fiert, îți faci vreo 2-3 mese din astea, mănânci și o omletă dimineața și ți-ai făcut un fel de plan de bază. Cu toate că informațiile sunt peste tot, nu cred că lumea nu știe, pur și simplu nu se vrea pentru că industria zahărului și industria fast food-ului pompează foarte mulți bani în reclame. Chiar și când stai la televizor și te uiți, de exemplu, la orice. Îți apare la 1 noaptea o reclamă cu McDonald's, îți apare o reclamă la nu știu ce desert dulce, ce a mai apărut și așa mai departe. Ești tot timpul bombardat, mergi pe stradă, ai 3 covrigării până ajungi la serviciu. Sper să se găsească o variantă care să poată fi implementată la nivel mare și în special nu neapărat partea de slăbit, cât partea de slăbit plus menținut. Pentru că partea de slăbit am văzut cazuri, de exemplu, chiar acum văzusem o analiză, sunt emisiunile acestea unde slăbește nu știu cât sau diverse emisiuni unde se face ca un fel de bootcamp în care slăbesc foarte multe kilograme, genul ăsta de 70 de kilograme, 80 de kilograme erau prin America câteva emisiuni de genul ăsta și au analizat după aia pe o perioadă de 5 ani. 90 ceva la sută din concurenți pusese aproape toată greutatea la loc. Deci, practic, nu s-a întâmplat nimic. Acum, legat de chestia asta, nici creierul nu ne prea ajută. Și un studiu făcut pe 26 de adulți a analizat cât de bine s-au simțit oamenii după un anumit tip de masă. Și le-au dat o masă în principal cu carbohidrați, o masă în principal cu grăsimi și o masă în principal cu carbohidrați și grăsimi. Care masă credeți că a fost cea mai mulțumitoare pentru creierul nostru? Bineînțeles, acea combinată, cea cu carbohidrați și grăsimi. Și dacă stați să vă gândiți la alimente, ce înseamnă un carbohidrat plus grăsime? Înseamnă pâine cu cremă de ciocolată, să zicem o felie de pâine cu Nutella. Înseamnă un croissant cu ciocolată. Înseamnă o pizza, de exemplu, pentru că aia aluatul, care este carbohidrat cu mozzarella, salam și așa mai departe, care reprezintă grăsimi. Aceste lucruri au fost cele mai mulțumitoare pentru creier, cu toate că sunt și cele mai calorice și este și cea mai proastă combinație pentru că sunt două surse de energie. Și am mai vorbit despre asta, în momentul în care administrezi două surse de energie, corpul va trebui, ori trebuie să ai o activitate atunci pentru a le arde pe amândouă, ori dacă nu, una din ele se va depune. Și de fiecare dată se depune grăsimea pentru că sursa de carbohidrați este preferată ca și sursă de energie. Tot în area aceasta de slăbit, bănuiesc că este tema generală a acestui video, unul din patru britanici evită exercițiile cu orice cost. Practic au făcut un sondaj în Anglia pe 2000 de adulți, și au observat că 23% din acești adulți au spus că fac tot posibilul pentru a evita orice formă de exerciții. Și asta imediat mi-am amintit de Donald Trump,
care momentan este președintele Americii, a spus că el nu se antrenează pentru că nu vrea să consume energie, pentru că are treburi mai importante de făcut. El este de părere că avem, să spunem, energia este o resursă limitată și preferă să o folosească pentru decizii importante în loc pentru flexi la biceps, de exemplu. Într-un fel sau altul este ok până într-o anumită măsură în care deja starea ta fizică nu mai este una sănătoasă și energia ta îți scade. Pentru că dacă ajungi în punctul în care ești obez, de exemplu, ai probleme cu energia, ai probleme cu somnul și ți-ar prinde bine puțin în mișcare. Sincer să vă spun, nu cred că o persoană normală care urmărește doar să fie fit ar trebui să-și rupă plămânii în sală, adică sau în sală, la orice sport. Cred că ar trebui să fie o chestie moderată, cu cât antrenamentul intens este un stres pentru organism, care după aceea necesită o anumită alimentație, necesită o anumită odihnă. Dar antrenamentul moderat este destul de plăcut, este mult mai ușor să te recuperezi. Dacă, să spunem, ieși și faci jumătate de oră de jogging, te simți ok, ești așa, a, ce bine a fost, m-am simțit bine, mă duc să fac un duș, sunt fresh. Dacă alerg 2 ore, atunci te vei simți distrus, trebuie să stai în pat, trebuie să mănânci, trebuie să te recuperezi. În continuare, avem un individ care a slăbit 40 de kilograme în urma unui pariu colectiv cu prietenii lui. Cu toate că a slăbit 40 de kilograme, încă mai are de slăbit, în opinia mea, măcar vreo 25. Adică avea așa, în 2014, 35 de ani, 1,75, 140 de kilograme. Era destul de plinuț, să spunem așa. Și într-o zi râdea cu prietenii lui, au spus că haide să mergem să ne cățărăm. Iar prietenii lui au spus, tu nu poți să mergi pe jos nici la finalul străzii. Și atunci au pus un pariu și au luat câte un ceas smart. Erau 4 prieteni, au spus fiecare pune 100 de dolari pe lună, iar la finalul lunii cine are cei mai mulți pași făcuți, înregistrați, va câștiga potul de 400 de dolari și pe lângă asta mai era o chestie. Deci, dacă ieși, se analizau pașii în fiecare zi. Deci, dacă ieșeai ultimul la pași în acea zi, mai adăugai 10 dolari la pot. Dacă ieșeai pe locul 3, adăugai 7 dolari. Dacă ieșeai pe locul 2, adăugai 5 dolari. Deci, practic, potul se mărea în fiecare zi. Deci, trebuia să fii primul ca să nu adaugi niciun ban. Da, și interesant a fost și evoluția lor în fitness. Au spus că în prima zi, când și-au analizat pașii, cel mai mult au fost înregistrați 8.000 de pași, iar la finalul lunii, cel care a câștigat a înregistrat în ultima zi 26.000 de pași. Și personajul spune că la finalul lunii, până la urmă, am pierdut 215 dolari, dar a și pornit într-o călătorie de a slăbi 40 de kilograme. A ajuns de la 140 la 100 de kilograme, a început să mănânce mai sănătos. Deci asta s-a întâmplat, stai să vedem anul, parcă era 2014. Deci asta s-a întâmplat în 2014. După aceea, în 2018, fast forward, în continuare are aceeași greutate. Și s-a chinuit cum ar veni, adică a fost activ, a început să gătească și a rămas cam pe la aceeași greutate. Cam asta a fost, prieteni. Puteți să-mi scrieți pe e-mail despre ce subiecte mai vreți să mai discutăm. Sper că v-a plăcut, bineînțeles. Nu uitați să dați un like, nu uitați să vă abonați, nu uitați să mă urmăriți pe Instagram pentru că am devenit mai activ la Angel Fitness Ro și Fitness Nation pe data viitoare. Pa!